Da, bună, bună, bună dimineața! Cam așa arată, cam tot orașul. Ăsta e drumul, v-am spus că nu au drum, au parte plică de asfalt, care e trotuarul. Și cam ăsta e drumul. Îți dau seama când plouă pe aici? Păi, nebuneală, da, nu prea plouă pe aici. Toată lumea are avut că aici mașini din astea zi, electrice, din astea cu trei roți. Toată lumea se mișcă cu ele. Da, cam așa arată zona. Aici, pe partea asta mai importantă, unde e turiști, cum e zona primăriei și așa mai departe, cam azi și... Dar măcar bine că au trotuar. Aia e cel mai important, că au trotuar, cam așa arată o zonă. Zona asta mai importantă a lor. Asta e Căminul Cultural, aia e primăria care vedeți, Căminul Cultural și locurile care mai sunt aici, locuri cu două etaje, partier și alte chestii. Da, asta e parcul, hai să mergem în parc. Asta e parcul în care m-am și culcat. Cum la Sfântul Gheorghe, județul Tulcea. Uite ce frumos e. E foarte, pare un parc, e foarte, nu, parc, îmi place foarte bine, dar cred că am greșit. Nu am greșit. Aici intru la Căminul Cultural, nu știu dacă pot să intru pe partea cealaltă. N-am văzut, da, pot să intru. Ca să mă duc să... Uite, și poze poliția. Deci tot în bloc. Asta e, așa e pe aici. Nimic în comun. Sunt foarte multe motociclete astea cu tri roți. Cred că asta e și șmecheria lor pe aici. Una, două, se învârt cu ele. Dar sunt izolați aici. E doar să învârt între zone. Am văzut că vin foarte mulți turiști și pe aici îi duce ei la plajă. Nu știu ce mare turișteală și ce mare chestie. Că e o comună izolată. E o comună izolată, mă, n-ai unde să pleci de aici. Deci nu ai, toate direcțiile duc de aici la Tulcea. Aici cu barca. Vrei să merg cu barca? Trebuie să merg cu barca. Da, să vedem? Da, e închis. Am să vă arăt cum e barca. Da, am făcut o story așa, am făcut o story de dimineață. Lumea story de dimineață. Ca să am și o imagine de aici. A? Cum e zona. Cum e zona. Aici, cam la nivelul ăsta. Nu, ce-ați abandonat aici. A, ce să faci aici? Aici atâta e lume când e plajele. Atâta ce mai vin mulți pe direcția cu bărcile și așa mai departe. Aici cu acces cu mașina nu ai. Nu ai cu mașina aici. Deci nu ai cum să ajungi cu mașina aici, numai pe drumul ăla Vai și Amar de el. Ai vin mașina, ai spart-o în două. Ai spart-o pur și simplu în două. Uite, Delta Marina și... O casă, ce asta? Casă. Asta e parcul. Asta acolo m-am culcat aseară, exact în spatele la unei cabănuțe din astea. Acolo ne-am făcut cortul. Cam asta e Delta și o să nu Delta, Sfântul Gheorghe. Și asta e cea mai importantă zona lor. Asta e cea mai importantă zona lor. Unde se plimbă, locul de plimbare, plimbătorul. Și asta e. Trebuie să ajung undeva să văd, dacă trebuie să trec pe cealaltă parte, să văd, nu știu pe unde. Apa aici nici de cum nu, ăsta e cursul lor. Închiria, bărci cu și fără permis. Bun. Trebuie închiriat, iar. Da, e o idee bună de închiriat. Da, de unde? Da, păi și aici văd un bar. Da, și aici un bar. Cam asta e zona lor. Aici sunt bărcuțele de închiriat, nu? E barcă. Nici nu știu pe unde e punctul de trecere. Apar n-am unde. Am ales undeva în față. Mă gândesc, stai că-mi trebuie pe cealaltă parte. Trebuie să ajung pe cealaltă parte. Cum? Nu știu, văd că aici e o portiță. E schimbător și pe aici. Hai să vedem. Mi se pare că se închide drumul aici. Nu
Uite, vezi, astea sunt turiști, vezi? Goale. E pustiu, păi, tate. E pustiu. Uite ce par șmecher, mă, mamă, uite ce frumos par. Nici nu l-am văzut asară. M-am bucurat cu cealaltă parte. E frumos aici așa, e frumos ca design de aia, mă. Vezi, bărci, strebuie, asta e o zonă turistică. Până la urmă, un lumin și așa. Aici e ceva treabă pe aici. Uite ce frumos e păculețul ăsta. Și trebuie să ajung pe cealaltă parte. Dar chiar e foarte frumos. Hai, veniți, dacă nu te prinde Crăciun aici. Prinde Crăciun, nici nu știu unde e punctul de trecere. Ăsta e brațul Gheorghe. Am filmat și Psulina. Nu am putut să filmez. Normal aici, dar nu văd nicio marcă. Trebuie să ajung pe cealaltă parte. Partea asta trebuie să mă duc așa. Pe cealaltă parte e pustiu. Asta e brațul Sfântul Gheorghe, băieți, are un diametru de 100-120, cam așa ar putea 100-100 și ceva de metri, mare 100 de metri, mare, mare. Dacă trimit drona pe cealaltă parte, ne arată exact câți metri, da, nu o trimit pentru că suflă vântul. Asta e brațul Sfântul Gheorghe, da. Deci după cum văd de acolo niște oameni, cred că așteaptă e ceva, deci de acolo niște oameni, după baraca asta. De acolo cred că așteaptă cineva. Ia să ajungem noi acolo, să vedem dacă putem să ajungem acolo. De ajuns, ajungem noi acolo, da? Să vedem cum trecem pe cealaltă parte. Hai de capul meu. Am un podmolit aici. Era unul, mă, care a zis că îți dau barca la dispoziție. Du-te, păcălitule, păcăliciule ce ești. Barca la dispoziție și... Uite ce fain acoperiș. Din stufă. E bună ideea cu stufa, dar e foarte, foarte, nu știu, așa zic eu că e mai periculoasă. Dacă nu mă duc eu bine pe aici, cred că e să închide. Închide și trebuie să mă duc pe altă parte, nu că vine pe cealaltă parte. Da, uite, pustiu, tati, ce vrei să fie, tati, aici? Ce vrei să fie? Pustiu, măcar parcul e frumos, mie îmi place foarte mult parcurile, dacă cât de cât aranjate și amenajate, uite ce frumos parculeț, cu mese, cu treburi, cu... Mă, vă dați seama că... Bă, mă, ce-am călcat. Mă, îți dați seama că vara e aici, e șmecher, vara. Vă dați seama că e șmecher, turiști, treburi. E șmecher, uite, ambulanță, nicio problemă. Ce număr are? 112, nicio problemă, vezi că... Poate ce sună. Aici un bar, a închis. Un bar din... Vagon. Ia, asta e pe aici. Mișcarea, mamă, e un vânt. Și trebuie să merg, mă. Contează cum, dar trebuie să merg. Să văd dincolo, să văd. Trebuie neapărat să stai aici, păduri mari sunt acolo. Păi aia e zona nelocuită, mă. Nu mă ajung eu acolo, mă. Of, of, of. Acolo e barul. Hai să vedeți acolo. Unde am băut cafeaua. Căsuța aia. Căsuța aia verde. Acolo e barul. Of. Mircea. Da, am venit degeaba până aici, pentru că nici nu pot trece. Ia mă, ce câine șmeche, mă, cața sufletul, n-au, stai acolo, tata. Mă, mamă, nu ești. Stai acolo, dar nu pot trece pe aici. Cum trec pe cealaltă parte? Cum trec pe cealaltă parte? Trebuie să mă duc roată. Trebuie să mă duc pe acolo, așa. Dar nu știi, este vreun vapor care te trece pe cealaltă parte? Nu, să mă duc pe cealaltă parte. Da, este barcă. Eu nu mai vreau să trec cealaltă parte, atâta.
Uite, să vă duceți la un om care are bani, că poate vă trece bani. Cu bani și cu bani, da. Noi fără bani facem lucrurile astea. Dar ce să mă ducă de aici până pe partea cealaltă? Ce? Nici 100 de grame de motorină, benzină? Așa e aici lumea, toată lumea cu bani. Așa e? Păi ceva, păi nu e bine așa. Poftim? Nici o problemă, ajungem noi și la ei. Dezvoltăm noi cumva, facem noi să fie mai buni. Poftim? Păi da, păi ce? Să mă ducă până pe cealaltă parte? Nu e mare lucru. Poftim? Da, n-am eu treabă cu ei, doamnă. N-am eu treabă cu șacalii, că îi le rezolv eu. Da, ți-a auzit despre ce e vorba, băieți, să mă duc pe cealaltă parte și să văd ce pot să fac să ajung pe cealaltă parte. E de gândit și eu deja știu ce o pătesc. E de gândit, n-auzi, cu părți. Trebuie să închirez o barcă? Serios, mă duc până pe cealaltă parte, trebuie să închirez o barcă. Cam pe ce e până acolo? Exact cursa aia de 2,50 care era pe cealaltă parte. Aia e șmecheria, cursa de 2,50. Dar cred să dau 10.000 de euro că mă duc pe cealaltă parte. Da, să lăsăm astea. Hai că mă duc în partea cealaltă, că am venit degeaba până aici. Trebuie să mă duc roată și să văd despre ce e vorba. Să... Acum să ajung dincolo, să văd eu mai bine lucrurile cum stau acolo. De astea se din când găsim barcă. Hai, ce e aici, mă? Nu te trece nimeni dincolo, că n-are după ce, că nu-i nimic acolo case. Acolo nu sunt case. Acolo e pustiu. Copaci, tufăraș și delta, ce mai? O altă parte din delta. Asta e. V-am pupat, băieți, și ne vedem, să vedem. Să vedem ce găsim pe partea cealaltă. Și să stăm la făcut cu mâna. Să văd ce găsesc, să mă poată duce pe cealaltă parte. V-am pupat. Pa, pa.